Avem, nu contează. Hai să nu mai schimbăm. Nu mai schimbăm, discutat. Păi, Alicia? Păi, eu și după mine. Și Roxana, și Roxana. Da? A, și, bun, dacă alegeți voi primele, atunci îi lăsăm pe băieți să facă strategia de la ei. Poți să iei primul să-l iau pe Moro? Ar trebui să facem, tu iei primul pe Moroșan, ar trebui să fie, ar trebui să fie ales Moroșanu, Smărândescu, DJ Jorge, da. Să-l iau de prima dată pe Smărândescu, eu vorbesc mâna bam bam și pe urmă, la a doua alegere, să-l iau pe Zani. Sunteți motivați să luați acest și o să o faceți pe un traseu care are bazine cu noroi. Plecați de la start, fiecare pe trasa proprie, două podețe, primul bazin. Bazinul ăsta are trasă proprie pentru fiecare. Aveți un următor bazin unde sunteți împreună, după care trasă proprie la fiecare. Aveți o întoarcere, să fiți foarte atenți la acea întoarcere, e un V, și apoi vă întoarceți, vedeți acele tuneluri hexagonale. Fiecare pe trasa proprie, n-aveți niciun cross. După care alte două bazine pe partea fiecăruia, un element comun în fața finalului, iar la final, aminteam mai devreme, l-ați mai avut de-a lungul sezoanelor, aruncare cu bețe, băți de circa 2 metri, în artele marțiale, practicanții știu, este joul. Îl aruncați și îl fixați paralel cu solul. În situația în care vine oblic, diagonal sau cade, unul cade și l-antrenează pe celălalt, nu se pune, cum se spune, și le puneți pe toate trei paralel, unul deasupra celuilalt. Astăzi jucăm pe imunitate până la 10! Să aflăm primele alegeri, iar aceste alegeri ale acestui joc de imunitate sunt inițiate de faimoși. Maria Lungu. Elena Marin, faimoși, alege Maria Lungu, războinici. Este rândul războinicilor. Ana Porgras. Maria Chițu alege Ana Porgras. Este rândul faimoșilor. Duli. Roxana intră cu Duli. Este rândul războinicilor. Ștefania. Ștefania își rostește Ștefi. Propriul nume. Ștefi. Este Ștefi de la faimoși. Este rândul faimoșilor. Ian Sterp, fratele meu. Zani alege duelul cu Iancu. Este rândul războinicilor. Moroșanu. Robert alege Cătălin Moroșanu, rândul faimoșilor. Rătul ăsta de-o câștigat. Jador alege Alex Delea. Jador alege Alex Delea, este rândul războinicilor. Smărândescu. Andrei Ciobanu, Cătălin Smărândescu, este rândul faimoșilor. Relu. DJ Miles intră cu Relu Pănescu. Nouă alegeri are prima rundă. Un totem de imunitate, o miză, două triburi și traseul cu Troi de la Survivor. Primul duel al jocului de imunitate al săptămânii de Survivor. Protagoniști Cătălin Smărândescu și Andrei Ciobanu. Atenție! 3, 2, 1! Andrei alege Cătălin. Cătălin acceptă provocarea. Arta războiului, arta luptelor. Iată-i fiecare în primul bazin. Trecerile nu sunt în acest moment foarte apropiate. Primul în bazinul următor este Andrei. Trece Cătălin. Iată, deja imagini demne de Survivor România. All Stars este primul. Andrei pe burtă acolo ca trupele speciale. Cătălin Smărândescu întoarce Andrei. Întoarcerea aceasta este foarte importantă pentru că practic pentru câțiva metri vii către locul de unde ai tocmai plecat, către zona de start. Triburile sunt aproape în totalitate, membrii triburilor pe traseu. Cele două obiective, ca de fiecare dată, susținerea celor care fac proba, dar și maparea traseului. Bravo, Andrei! Concurenții sunt foarte atenți cum și în ce fel trebuie depășit un anume obstacol.
Andrei Ciobanu încă puțin și ajunge la proba de final. Preia primul băț, trei bețe, circa 2 metri lungime, prima aruncare, o diagonală, trebuie să rearuncările. Andrei ajunge și Cătălin. Un prim băț plasat regulamentar de Andrei. Mai are două. Aruncă Cătălin, aruncă bine, trebuie să prindă cele două tije. Știți acest final? Două bețe asigură punctul 1-0 în favoarea tribului războinicilor. Punct adus rapid de Andrei Ciobanu.